ștergul primăverii și-a deschis astăzi porțile la Expo Arad. Un parc industrial a fost inaugurat astăzi la Ghioroc. Direcția de Sănătate Publică are un nou director. Târgul primăverii și-a deschis astăzi porțile la Expo Arad. Evenimentul reunește peste 150 de firme și este dedicat celor care iubesc florile și vor să își amenajeze sau să își întrețină grădina acum la începutul primăverii, dar și celor care sunt în căutarea cadoului potrivit pentru cei dragi cu ocazia sărbătorilor care se apropie. Ne bucurăm că am reușit să repornim activitatea la Expo Arad. Anul acesta am început cu un eveniment care de fapt înglobează mai multe evenimente. Sunt trei târguri pe care le-am unit în acest an, târgul de construcții și instalații și energie regenerabile, confort, construct și instal. De asemenea, avem târgul primăverii, care include partea de flori, grădinării, îmbrăcăminte, încălțăminte, bunuri de rar consum și avem și târgul de apicultură, care are în componență firme care vin cu produse și servicii pentru apicultori, dar și cu produse de miere și pe bază de miere și dulciuri. Am reușit să adunăm un număr important de firme, zicem noi, sunt aproximativ 150 de firme din Arad, dar și din țară și din Ungaria, care vin cu o ofertă bogată. Avem chiar un pavilion întreg în care partea de îmbrăcăminte, încălțăminte și bunuri de rar consum este foarte bine reprezentate, sunt foarte multe produse și arădenii doar dacă vin la târg pot să atingă și această parte, dar pot să vină să vadă, avem și multe standuri cu flori și cu partea aceasta de grădinărit. Se vede că a venit primăvara la Expo Arad. Avem pe partea de flori un număr important de firme în interior și în exterior și oamenii pot să vină și să înceapă să-și pregătească grădinile pentru primăvara care începe. Florari, comercianți de scule și utilaje pentru grădinărit, producători de mobilier și decorațiuni de grădină vor pune la dispoziție tot ceea ce este nevoie pentru a întâmpina primăvara așa cum se cuvine în casele și grădinile noastre. Suntem prezent cu panseluțe, floricele mici în general, diferite culori. Suntem producători de flori și așteptăm cât mai mulți vizitatori. Suntem prezenți la târg, ca de obicei, cu produse împletite din răchită, cu diverse utilizări în gospodărie. Coșuri de piață, coșuri de fructe pentru pâine, lampadare, mai noi mobilier împletit, coșuri pentru bicicletă. O să vedeți tradiționala noastră bicicletă pentru împodobit terasele și grădina, cărucioare pentru păpuși, pentru copii, etajere împletite, toată gama de etajere care poate fi executată la comandă, funcție de dimensiunile fiecărui. Târgul primăverii nu putea fi complet fără participarea firmelor care oferă vizitatorilor îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii și adulți, accesorii și decorațiuni pentru casă, produse handmade, bijuterii, produse de înfrumusețare, dulciuri, produse alimentare tradiționale. Pot alege linguri, tăv pentru aperitive, pahare, ce să pun, pentru mic dejun puteți alege să punem slănină sau orice doriți dumneavoastră, sucitoare jos pentru aluat, pe jucării pentru copii, pentru păsări. În aceeași perioadă se desfășoară și ediția târgului Confort Construct și Instal. În cadrul târgului vor fi expuse tehnologii și materiale de construcții, mobilier, decorațiuni interioare, tehnologii, echipamente și materiale pentru instalații de încălzire, climatizare, electrice și sanitare, energii regenerabile, imobiliare, soluții eficiente pentru reducerea costurilor utilităților. Acum, după noile scumpiri ale gazului, avem și varianta de pompe de căldură, bineînțeles panouri solare, chiar și centrale pe gaz pentru cine nu vrea să facă investiții mai mari, să acoperim toată gama de nevoi, să zic așa, ale oamenilor. Devin din ce în ce mai rentabile, deoarece prețurile de producție au scăzut, concurența e mare și plus în nou context, energia verde clar devine o opțiune foarte bună. Cu pavaje, borduri, acoperișuri de gard,
manopere la pavaj. Noi suntem prezenți astăzi la târg cu sisteme de încălzire pe biomasă. Biomasă înseamnă întocătură de lemn, coș de nucă, balos de paie. Oferim cele mai sofisticate și performante sisteme de încălzire din piață, cu autoalimentare și totodată cu un sistem de reardere a gazelor pentru a nu polua. Emanăm 97,5% eman abur și atunci suntem și ecologici, totodată ne încălzim și corect. Producătorii apicultori sunt și ei prezenți la târg, cu produse pentru apicultorii specialiști, miere și produse specifice. La târgul mierii, spunem noi, târgul apicol, suntem prezenți cu o gamă largă de sucuri și siropuri naturale și cu produse apicole, combinații, tot felul de deserturi apicole. Ca de fiecare dată, zona food va fi unul din punctele de atracție pentru cei care aleg să viziteze în cele 3 zile târgul primăverii de la Expo Arad. Orarul de vizitare al târgului este astăzi până la ora 20, sâmbătă de la ora 10 la ora 20, iar duminică începând cu ora 10 și până la ora 18. Un parc industrial a fost inaugurat astăzi la Ghioroc. O să fie 100 de locuri de muncă în total și pe urmă ce producția se va mări, pentru că firma de tractoare se va muta cu totul din Austria aici în România, atunci o să fie nevoie de până la 600 de muncitori calificați pe care firmele doresc să îi și califice, să le plătească școli și să aibă mână de muncă specializată. Vor fi peste 400 de milioane de euro investiți în acest parc industrial. Până în momentul de față, aceasta este suma vehiculată. În comuna noastră, indicele de șomaj este 0,65%, dar cu siguranță foarte mulți dintre cetățenii comunei mele se bucură că aceste firme vor deschide aici și vor să se întoarcă cu joburile la noi în comună, să muncească la ei acasă. O companie austriacă va deschide o fabrică de asamblare de tractoare. Noul agregat reprezintă un concept inovativ care poate fi folosit pentru agricultură, întreținerea domeniului public, activități de estetică rutieră și urbană. E ca un magnet. Încercăm să facem noi unele lucruri, dar nu se poate. Atunci austriecii au decis că acest an să dezvoltăm proiectul și pentru fabrica de remorci și toate mecanismele hidraulice și cutii de viteză. Avem deja comandă pentru 1500 de tractoare. De aceea este foarte importantă piața din România și de ce a decis împreună și cu domnul președinte Cionca, deoarece avem facultățile foarte bune. Aceste tractoare nu sunt tractoare normale, ele merg 110 km la oră. Astea sunt multiple, sunt mai mult pentru muncă grea. Nu este un tractor care să-l bagi la plug sau la discuit sau la semănat. Asta e un tractor care se folosește în cariere, se folosește, el merge și pe șina de tren. Pe lângă această fabrică vor mai fi încă cel puțin 3 alte investiții în cadrul parcului industrial Ghioroc. Ne-am obișnuit în ultimul timp ca despre Ghioroc să vorbim ca despre o stațiune de interes local, una care a apărut după 100 de ani din păcate în județul nostru, dar iată că vin și altfel de investiții și din fericire vor veni și alți investitori în zona aceasta și eu cred că Ghiorocul are șansa să devină un pol de dezvoltare asemănător cu orașele din județul nostru. Îl felicit pe domnul primar pentru faptul că a gândit această zonă industrială și a reușit să aducă un partener strategic care sunt convins că va aduce și alți investitori în zonă. Și sigur că asta aduce și locuri de muncă pentru județul nostru, aduce și venituri la bugetele locale și județene și evident ne ridică și stima pe care o să o primim din partea celor care vor vizita această localitate. Un proiect ambițios care va aduce un plus valoare zonei, dar și capital consistent administrației din localitate. Credincioșii catolici sărbătoresc duminică floriile, care simbolizează intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim, unde oamenii l-au întâmpinat cu ramuri de finic. Este una dintre cele mai importante sărbători pentru catolici, alături de Paște. Floriile se mai numesc și Duminica Patimilor, întotdeauna înainte cu o săptămână de Paște. Anul acesta floriile sunt pe 10 aprilie, marcând și începutul săptămânii Patimilor, care se încheie odată cu sărbătoarea Învierii Domnului. În Duminica Floriilor, toți creștinii
se spovedesc, pregătindu-se pentru învierea Domnului. O altă tradiție importantă pentru catolici este marșul cu ramuri de măslin sau de salcie. După această procesiune în ziua de flori, catolicii se adună la biserică, unde sfințesc crenguțele. Catolicii se împărtășesc cu vin și azimă. De flori este dezlegare la pește. Pentru prima dată de la începutul pandemiei, duminică va avea loc în capitală o procesiune de flori, organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică. Noul director executiv al Direcției de Sănătate Publică Arad este începând de astăzi dr. Gianina Potolia, funcționar public de execuție, inspector clasa 1, grad profesional superior. Acesteia îi se deleagă atribuțiile specifice funcției publice de conducere vacantă de director executiv în cadrul direcției. Gianina Potolia spune că într-o perioadă dificilă, inclusiv din punctul de vedere al sănătății publice, când provocările pandemiei încă sunt prezente, iar conflictul armat din țara vecină are efecte și asupra noastră, DSP are multe sarcini de îndeplinit. Gianina Potolia spune că în activitatea sa de director executiv se va raporta la necesitățile instituției, dar și la nevoia de a asigura arădenii că pentru cei care gestionează problemele de sănătate publică, grija, competența și respectul sunt preocupări de prioritate zero. Primăria municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad va organiza în perioada 15 aprilie 1 mai o nouă ediție a Târgului de Paști. Acesta se va desfășura în Parcul Mihai Eminescu, unde vor expune și vor vinde produse meșteri populari, artiști plastici, ce realizează și comercializează produse handmade și de artă meșteșugărească. De asemenea, vor fi prezenți producători și comercianți de produse alimentare specific pascale. Încetul cu încetul intrăm în normalitate, urmează și sărbătorile pascale. Am propus să începem evenimentele din 15 aprilie, din acel weekend, practic prindem astfel floriile ortodoxe, Paștele Catolic, să continuăm în cealaltă săptămână cu weekendul în care sunt Paștele Ortodoxe și să mergem cu încă o săptămână până în duminica de 1 mai, pentru că e 1 mai. Evenimentele în ceea ce înseamnă astfel de eveniment de târg, cu căsuțe, cu locuri de joacă, cu evenimente, va avea loc în parcul din spatele primăriei, în Parcul Eminescu, iar pe platoul din fața primăriei vom avea mai multe surprize frumoase, unde se vor putea face fotografii, lua amintiri și a ne bucura cu toții de sărbători și de normalitate. Pe platoul din fața Palatului Administrativ vor fi amplasate decorațiuni specifice sărbătorilor pascale, iar în Parcul Mihai Eminescu va fi amenajată și o zonă specială dedicată copiilor, cu loc de joacă, tobogane și nelipsita căsuță, unde se vor desfășura ateliere de creație. Două universități partenere din Arad și Budapesta caută soluții comune de creștere a vizibilității internaționale. O delegație a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a participat la Săptămâna Internațională, eveniment organizat la Universitatea Codolani Ianoș din Ungaria. Universitatea Maghiară, un partener cu tradiție al celei arădene, este o instituție privată non-profit acreditată de stat. Aceasta oferă programe de studii universitare și post-universitare și realizează cercetări aplicate în informatică și inginerie, turism și ospitalitate, managementul afacerilor, mass media și comunicare, științe sociale, istorie, artele spectacolului, studii culturale și lingvistice. În Ungaria, Universitatea Codolani Ianoș a fost pionier în dezvoltarea educației electronice la toate nivelurile, în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Există o serie de similitudini în ceea ce privește structura instituțională și obiectivele Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad și Universitatea din Budapesta. Una dintre acestea este dezvoltarea strategiei de internaționalizare. Cu reprezentanții Universității Maghiare s-au concentrat pe experiența comună a dezvoltării politicii de internaționalizare și pe stabilirea unui plan de acțiuni comune, care să crească vizibilitatea internațională a ambelor universități. Delegația din Arad a participat apoi la conferințele organizate sub egida International Week, ce întărește cooperarea cu universitățile partenere prin intermediul programului Erasmus+.
Aradul aleargă. 40 de arădeni de toate vârstele dornici de mișcare au făcut abstracție de stropii de ploaie și au alergat fiecare cât a putut, într-o jumătate de kilometru și 6 kilometri. A fost a șasea zi, de joi a sezonului, când arădenii s-au întâlnit pe stadionul Gloria și au făcut mișcare împreună. Inițiativa este asociațiilor Mobilizează-te și Experiența Multisport, care își doresc cât mai mulți arădeni care să facă sport și să adopte un stil de viață sănătos. Dacă este joi, suntem alături de arădeni și ne bucurăm de acest lucru, pentru că în fiecare joi, eu, Gabi și Cristina așteptăm pe toți cei care iubesc sportul, toți cei care iubesc mișcarea în aer liber. Avem un proiect anul acesta pe care îl propunem în continuare tuturor arădenilor, tuturor celor care vor să facă mișcare cu noi. Aradul aleargă, așa l-am intitulat, și vom alerga în continuare, așa cum am spus, până pe data de 4 iunie, atunci când vom avea și festivitate de premiere pentru cei mai buni alergători, pentru cei care au venit de cele mai multe ori, și multe, multe premii vom mai avea de acordat. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba în acest proiect al nostru, Aradul aleargă, vreau doar atâta să vă spun că am pornit acum 3 ani acest proiect, a alergat Zimandul, a alergat PEDA și anul acesta Aradul, așa am intitulat acest proiect al nostru, în care dorim să mobilizăm cât mai mulți arădeni să vină alături de noi, să facă mișcare, nu trebuie neapărat să alergați, puteți să și mergeți aici pe Stadionul Gloria, în fiecare joi puteți să faceți acest lucru alături de noi, unde cu siguranță o să vă simțiți bine, pentru că avem și foarte multe surprize la fiecare întâlnire de-a noastră. Alături de voluntarii noștri din Promovează Sportul, finanțat prin Corpul European de Solidaritate, avem această echipă pentru a ne ajuta să organizăm în fiecare joi alergarea de grup, care, iată, prin proiectul din acest an, din martie, început împreună cu Aradul aleargă, pentru a oferi contextul fizic de a alerga aici, pe stadion, în funcție de tură. Cei care nu ați mai alergat acum după 2 ani sau după iarna aceasta de pauză, vă invităm la tura mică, care este pe Gloria, câte ture puteți, și pe tura mare de 6 km în jurul cetății, tura noastră clasică, care este și ca antrenament pentru maratonul Aradului. Este alături de noi Ruben și Bogdan. Ei sunt cei mai noi prietenii noștri, încurajare la mișcare este proiectul lor și ei se alătură proiectului nostru Aradul aleargă, așadar deja suntem mulți prieteni, dacă veți veni și dumneavoastră alături de noi, cu siguranță va fi o mare bucurie aici, pentru că vom fi din ce în ce mai mulți. Cred că recordul a fost acum 2 săptămâni, undeva la 80 de persoane s-au adunat, copii, părinți, și acesta este un lucru îmbucurător. Ne bucurăm foarte mult că am luat parte de proiectul vostru, credem în proiectul vostru și ne bucurăm că sunt și alți oameni care cred în proiectele noastre, cum e Bogdan. Vrem să ducem cât mai mulți tineri spre sport, spre mișcare. Aradul aleargă și este încurajat la mișcare. Sună bine? Sunteți pregătiți? Da! N-am auzit nimic. Sunteți pregătiți? Excelent! Dacă sunteți pregătiți, numerătoare invers începe. La 0 plecați. 1000. 999. Și 0! Așadar, a 6-a oară de pentru alergare ușoară. A avut loc ultima întâlnire de lucru înaintea dezbaterii finale și a scoaterii la transparență a strategiei culturale a Consiliului Județean pentru perioada 2021-2027. La întâlnire au participat reprezentanți ai muzeelor, bibliotecilor, căminelor culturale, ai mediului ecumenic și academic, precum și reprezentanți ai administrațiilor comunale, orășenești și județene, cât și ai asociațiilor culturale. A avut loc consultarea actorilor din domeniu cu privire la prioritățile dezvoltării vieții culturale arădene, precum și a protejării și valorificării patrimoniului cultural al județului Arad. Activitatea pentru elaborarea strategiei culturale a județului Arad a început anul trecut, întâlnirea de astăzi fiind o oportunitate de prezentare a principalelor direcții strategice privind dezvoltarea culturală a Aradului în următorii 6 ani. Pornind de la studiile și consultările realizate până în acest moment asupra configurației și dinamicii culturale locale, au fost identificate o serie de teme generale.
Prima temă ar fi Arad, patrimoniul cultural identitar, Arad conectat și deschis către parteneriat. Cea de-a treia temă, Arad între tradiție și modernitate, Arad un model cultural pentru incluziune socială, Arad înfloritor și sustenabil, prietenos cu mediul înconjurător, iar cea de-a șasea temă a fost Arad internațional. Rolul acestor teme generale este de a stabili etapizat acțiunile pe care administrația arădeană trebuie să le abordeze cu prioritate pentru a ajunge la o serie de rezultate pozitive în următoarea perioadă. La această întâlnire au participat reprezentanți din cele mai diverse medii culturale. Muzee, biblioteci, teatre, cămine culturale, mediul ecumenic, academic, precum și reprezentanți ai administrațiilor comunale, orășenești și județene, cât și asociații culturale. În luna aprilie sunteți invitați la Muzeul Orașului Lipova să aflați povestea exponatului lunii, obiect care face parte din colecția Sever și Marilina Bocu. Este vorba despre o scoarță țesută în două oițe din bumbac pe fond roșu și care prezintă dungi în culorile negru, galben, albastru, verde. Ceea ce se evidențiază este motivul tricolorului care încadrează ornamentele țesăturii. Motivul tricolorului a fost interzis ca și arborarea tricolorului național până în anul 1918 în această parte de țară, în Transilvania. Dar țăranul inventiv a știut să și-l insereze în produsele de artă populară tradițională românească și în țesături, și astfel îl avem prezent în marea majoritate a produs a artei populare românești. Motivul tricolorului are un puternic răsunet național. În incinta casei Bocu, Marilina înființa în perioada interbelică un atelier de țesătorie în sprijinul femeilor văduve și fetelor rămase orfane după război. Țesăturile din Lipova au fost prezentate în Statele Unite ale Americii cu prilejul vizitei istorice a reginei Maria din anul 1926. Marilina Bocu, apropiată casei regale, s-a numărat printre cei care au însoțit-o pe majestatea sa în America pentru a promova frumusețea artei populare românești peste ocean. Casa Bocu, palat în stil franțuzesc, a fost cumpărată de familie în 1922 și a fost atât locuință personală cât și edificiu cultural, care adăpostea o colecție de etnografie și un muzeu amenajat de Marilina Bocu. După arestarea lui Sever Bocu în 1950, întreaga colecție de o rară bogăție a cusăturilor și broderiei românești, alături de casa din Lipova și toate proprietățile familiei, au fost confiscate. În 1950, în casa Sever Bocu a fost inaugurat Muzeul Orașului Lipova. Două târguri caritabile se organizează atât sâmbătă cât și duminică la Sântana, iar banii vor ajunge la Cristian. Băiețelul de un an și jumătate s-a născut la 34 de săptămâni, cu greutatea de 2 kg și un pic. Din păcate, la naștere a venit și diagnosticul: asfixie obstetricală gradul 3, encefalopatie hipoxic-ischemică. Încă de la primele ore s-a hrănit cu dificultate, având și o anemie de prematuritate și hipotonie axială. Pentru mulți, diagnosticul înseamnă doar un șiruit de termeni medicali. Pentru mama copilului reprezintă o luptă continuă pentru a-și salva puiul. A fost internată de 2 ori la Cluj, apoi la Timișoara de 6 ori, iar la spitalul din Arad merge din 2 în 2 săptămâni. Starea de sănătate a micuțului se înrăutățește însă din ce în ce mai mult. În urmă cu câteva luni în Turcia nu a fost operat pentru că a fost prea mic, iar acum medicul pediatru care se ocupă de el i-a recomandat mămicii să ajungă cât mai repede la București, la o clinică privată, pentru o nouă serie de investigații pentru a vedea dacă se poate opera. Toate acestea înseamnă bani pe care mama nu îi are. Ea face apel către cei care o pot ajuta. Dacă nu puteți ajunge la târg, puteți intra pe pagina de Facebook Dăruim Zâmbete. Oamenii de bine scot la vânzare și licitează produse, oferă servicii. Toate acestea pentru a pune mână de la mână, pentru a strânge suma necesară pentru Cristian. Târgurile de la finele săptămânii de la Sântana au loc în piața de lângă turnul de apă și încep la ora 8:30 și până la 16:30. La târg veți găsi haine, încălțăminte, aranjamente florale, cosmeticale și multe altele.
Monica Rodica Iacob, membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Arad, și-a lansat cel de-al 10-lea volum de poezii, intitulat Cutia cu fluturi, în sala Astra Bibliotecii Județene Adexenopol. Iubitori de poezie i-au fost alături la eveniment. Iată, astăzi Monica Rodica Iacob vă oferă cuvintele, emoțiile, visurile, sub simbolistica acestei fragile creaturi, care este fluturele. Despre autoare și cariera sa literară au vorbit scriitorul Vasile Dan și poetul Ioan Matiuț, care este și editorul volumului de poezii. Evoluția ei literară confirmă ceva. Întotdeauna un debut consistent, autentic, valoric, anunță cu siguranță un destin literar. Încă de la început, Monica Rodica Iacob și-a anunțat vocația literară pe care n-a trădat-o. Este o scriitoare care s-a format, în primul rând, prin lecturi. Se vede că are o structură culturală, o formație culturală foarte bine consolidată, pentru că nu poți să scrii mai mult decât citești, e o regulă de aur în literatură. Monica Rodica Iacob a citit la finalul lansării câteva poezii ale noului său volum. Crisalida, ea avea gânduri de pasăre, rochea ei de mireasă zbura odată cu moliile, doar umerii ei goi mai păstrau urma atingerii lui, în timp ce poezia se străduia din răzputeri să se nască din văzduh. Își spuse în gând, ce rost are să mai depănăm amintiri dacă ne metamorfozăm în aripi de fluturi sau chiar în fumigei. Rapid vine la Arad cu un moral foarte bun, după ce a câștigat toate cele 4 meciuri sub comanda lui Adrian Mutu. Fostul atacant al Naționalei i-a preluat pe Giuleșteni după ce aceștia nu obținuseră nicio victorie în ultimele 10 partide cu Mihai Iosif pe bancă. Sâmbătă, de la ora 20:30, rapidiștii vor da piept cu UTA pe arena Francisc Neumann, iar Mutu a anticipat întâlnirea în cadrul unei conferințe de presă. Avem în față echipă care nu se dă bătută, echipă care joacă până în ultimul minut și ați văzut că și meciul în ultimul meci dintre cele două echipe, UTA a marcat 2 goluri în ultimele 10 minute. Deci trebuie să fim extrem de atenți, extrem de precauți, cu atitudine foarte bună, cu ambiție foarte mare, pentru că, într-adevăr, e un meci greu și meciul trebuie să-l luăm pentru fiecare balon ca să poți să câștigi la Arad. Aici sunt 6 meciuri de jucat, cu cel de mâine. Este un meci important, pentru că locurile sunt, diferența e foarte mică de puncte acolo sus, așa cum se întâmplă și în subsolul clasamentului. UTA o să vină și o să pună presiune, pentru că va fi împinsă de la spate de public, dar noi suntem Rapid București și ca să ne creăm o identitate puternică și să formăm un spirit de campion, așa cum doresc eu, și o mentalitate în primul rând învingător, trebuie să rezistăm și să facem față astfel de meciuri, pentru că de fapt asta e cheia. Pentru a ajunge acolo unde îmi doresc, trebuie să trecem prin meciuri de genul acesta. Ultima victorie a Rapidului la Arad în Liga 1 datează de pe 30 noiembrie 2002, scor 0-2. Basket Arad a dat lovitura chiar în primul meci al semifinalei cu CSM Satu Mare. Galben-albastrele au câștigat pe terenul vicecampioanelor cu 95-93, un adevărat record de puncte marcate într-un meci al formației de pe Mureș. Partida a fost una spectaculoasă, pe muchie de cuțit, diferența dintre cele două formații nefiind mai mare de 8 puncte pe toată durata jocului. Ardencele au dominat primul sfert, gazele au revenit în sferturile 2 și 3, pentru ca finalul să aparțină din nou echipei antrenate de Bogdan Bulj. Tehnicianul sârb și basketbalista Andriona Keys au vorbit la finalul partidei. To congratulate my team and technical staff. Își felicită echipa și stafful tehnic. Amazing game for both sides. A fost un meci uimitor pentru ambele echipe. Maybe today no play good defense. Poate astăzi apărările n-au mers atât de bine. But with be very important moment of game, we play very good defense and catch the ball after the defense rebound.
dar ne-am apărat foarte bine în momentele importante ale meciului și am reușit recuperări defensive. We start very good, very good game. Am început foarte bine meciul. And second half little bit. În repriza a doua, Satu Mare a jucat mai bine, dar echipa noastră a arătat caracter și au avut un final mai bun, am obținut o victorie foarte bună. It's great. It's a good start to the series with Satu Mare for semifinals. Este minunat, este un început bun în semifinala cu Satu Mare. We were tough, you know. Am fost tari, am avut momente în care am fost în față, în alte momente am fost jos, dar am revenit în sfertul patru, ne-am apărat bine și am reușit o victorie frumoasă. What made the difference today? Ce a făcut diferența? Small plays, one rebound, you know, one score, passing to an open teammate, stuff like that won us the game, just being tougher than Satu Mare. Micile detalii au făcut diferența, o recuperare, o pasă la o colegă liberă și au jucat mai bine ca Satu Mare. For tomorrow, pentru mâine? For tomorrow we gotta be even tougher, you know. Mâine trebuie să fim și mai tari decât Satu Mare, este 1-0, trebuie să mai câștigăm două meciuri, trebuie să ne apărăm bine. Al doilea meci al seriei va avea loc tot la Satu Mare, vineri de la ora 19. Sfârșitul de săptămână ne aduce vreme capricioasă, cu soare pe cer, dar și precipitații. Temperaturile vor oscila considerabil de la o zi la alta. La noapte, cerul va fi înorat, însă ploile vor fi mai reduse. Temperatura maximă va fi de 5-6 grade. Mâine cerul va fi înorat și va ploua în mai toată regiunea. Temperaturile mai cresc puțin față de ziua de astăzi și vom avea maxime de 20 de grade la amiază, cu vânt care va sufla la moderat din nord-vest. Duminică, starea vremii se schimbă. Ploile se risipesc, soarele își face apariția pe cer, însă temperaturile scad considerabil față de ziua precedentă, fiind atinse maxime de 12-13 grade Celsius.